Deși rețelele de socializare ajută la comunicare și la a avea acces la informații, utilizarea lor în exces poate atrage o serie de consecințe negative în dezvoltarea emoțională sau socială a unui tânăr, dar poate influența și comportamentul oamenilor în vârstă. Chiar dacă se simt singuri în spatele monitorului, relația lor cu ceilalți își pierde autenticitatea prin oferirea către ceilalți doar a celor aspecte sau informații care dorim să fie percepute. Deci, în majoritatea cazurilor, comunicarea virtuală ne oferă informații pe jumătate adevărate și neadecvate realității înconjurătoare. Tinerii au nevoie să relaționeze direct, să comunice deschis, să își dezvolte și modeleze în mod pozitiv personalitatea. Iar abordarea exclusivă în mediul virtual îi ține închiși în propriul univers. Nu stau foarte mult timp. Adică pe Instagram se zice cam o jumătate de oră pe zi. Crezi că ne influențează rețelele de socializare? Da, cu siguranță. Într-un mod pozitiv sau negativ? Depinde ce alegem să urmărim. Cât timp petrece zilnic pe rețelele de socializare? Nu am mult, cred că 5 ore. Undeva. Crezi că rețelele de socializare te influențează în vreun mod? Da. Timp, mult timp, mult timp, da. Crezi că ne influențează rețelele de socializare? Da, într-o oarecare măsură consider că ne influențează, da. Pozitiv sau negativ? Cred că au un coeficient egal. Rețelele de socializare. Ce folosești mai mult, Facebook sau Instagram? Facebook. Nu. Decât Facebook. Bătrân Facebook, cum se zice. Tehnologia oferă posibilitatea persoanelor vârstnice să reînnoiască sau să dezvolte contacte sociale și să se implice activ în propria comunitate. Aceasta poate preveni izolarea socială a persoanelor vârstnice și sentimentul singurătății apărute în urma schimbărilor care intervin în viața de genul pensionare, deteriorarea sănătății. Cât stai zilnic pe Facebook? Deloc, nu am. Vreo oră, două. Credeți că rețelele de socializare vă influențează în vreun mod? Pe mine nu sunt prea în vârstă ca să mai mă influențeze rețelele de socializare. Îmbătrânirea progresivă a populației mondiale are mari consecințe sociale și economice care vor fi cruciale în următoarele decenii. Persoanele vârstnice au o relație dificilă cu tehnologia, tehnofobia, specifică vârstnicilor reprezentând principalul obstacol pentru acestea.